Gripa este o amenințare pentru fiecare dintre noi, dar în special pentru categoriile foarte vulnerabile. Copiii, adulții care suferă de boli cronice sau alte afecțiuni, bătrânii și gravidele. Pentru aceștia, gripa poate produce complicații severe și de aceea este important ca ei să se vaccineze. Toți pacienții care răcesc în mod repetat sau care sunt expuși unui contact cu publicul, funcționari publici, bineînțeles medici, asistente medicale, personal medical, personal din penitenciare, din instituții publice. Tuturor acestor pacienți, vaccinul gripal li se efectuează gratuit în cabinetul medical. Pacienților din categoriile cu risc, medicii de familie le pot administra în mod gratuit injecțiile care imunizează împotriva gripei. Vaccinurile gratuite sunt însă contraindicate persoanelor alergice. Medicii susțin că există pericolul unui șoc anafilactic după administrarea produsului de imunizare pentru pacienții alergici la ouă. În plină sănătate, pacientul să nu fie răcit, să n-aibă febră, să vină la cabinetul medical pentru efectuarea vaccinului gripal, singura contraindicație este alergia la ou, la proteina de pasăre, deoarece acest vaccin crește tulpinile lui pe ou embrionat. Așadar, giurgiuvenii se pot înscrie la cabinetele medicale ale medicilor de familie pentru efectuarea vaccinului antigripal. În acest fel, medicii vor putea solicita în mod eșalonat doze de vaccin de la Direcția de Sănătate Publică.